Guvernul Dreptei Unite sacrifică educația copiilor din România în scop electoral și se încăpățânează să țină școlile închise, în timp ce în toată lumea civilizată dreptul la educație a fost situat deasupra oricăror alte sacrificii făcute în lupta cu pandemia. În Franța, de exemplu, președintele Macron a anunțat copiii noștri nu mai pot fi privați de contactul cu sistemul școlar. Creșele, școlile, colegiile și liceele vor rămâne deschise. În România educată, cu ochii pe sondaje, guvernul PNL a ferecat școlile și au condamnat copiii la educație second hand. Suntem pe un contrasens istoric și vom plăti scump deciziile luate doar cu gândul la alegeri. În timp ce în Franța și în Germania unitățile de învățământ sunt deschise, deși numărul cazurilor de COVID-19 este alarmant, în România se dorește analfabetizare în masă, întrucât instituțiile de învățământ sunt închise. România educată nu mai există. În urmă cu doi ani, de exemplu, țara noastră era pe ultimele locuri la citire și matematică în Uniunea Europeană. Este cert faptul că actuala guvernare dorește ca nivelul de educație să fie tot mai scăzut, deoarece mesele de oameni slab educate pot fi manipulate și controlate, mult mai ușor. Nu doar că școala a devenit victima de serviciu a deciziilor guvernamentale, dar calitatea educației se degradează rapid. Ultima găselniță care nivelează totul în jos e renunțarea la teze și olimpiade, adică recunoașterea implicită a unui eșec de proporții.